primăriei sectorului. Am înțeles că au fost probleme cu cabinele de vot. Nu am ajutat în astfel informații, dar sunt sigur că tot o să fie ok, nu o să fie nicio problemă. A fost o acuză care a venit aseară din partea lui Ciprian Ciucu, de fapt mai multe acuze privind o posibilă fraudă din partea echipei Violetei Alexandru. Întrebarea este dacă a stat de vorbă cu dumneavoastră, dacă v-a adus la cunoștință acest lucru. Nu, astăzi sunt sigur că vor fi alegerile, se vor desfășura condiții normale și va câștiga Ciprian Ciucu. Este una o decizie fermă aceasta? Bazez pe voturile necesare pentru a câștiga. Este o decizie fermă aceea de a nu mai numi decât candidați liberali la primăriile de sector. Asta ar însemna chiar ca partidul să piardă unele primării. Când vrei să fii cel mai mare partid din România, ceea ce vom face după 25 septembrie, nu ai decât să ai candidați la fiecare primărie de sector și la fiecare municipiu în țară și în fiecare oraș. Trebuie să ai candidați peste tot în România, dacă e cel mai mare partid din România politic. În momentul de față sunt doi candidați anunțați, dumneavoastră și domnul Ludovic Orban. E posibil un al treilea candidat să se anunțe până la congres? Orice este posibil. Ați discutat cu Dan Motreanu, el a fost vehiculat ca fiind al treilea candidat. Ați avut o discuție? Nu, nicio discuție. Pe această temă nu. Am avut discuții cu Dan pe alte teme, agricultură, de exemplu, dar nu pe această temă. Dar dacă ați avut aceste discuții, ați propus domnului Motreanu să se alăture echipei dumneavoastră, domnului Motreanu, domnului Bolojan, pentru că până acum par nehotărâți. Am discuții politice cu toți colegii mei din partid. Am prezentat ceea ce vreau să fac. Cred că domnul Bolojan este fost printre primii cu care am vorbit la începutul anului și spus la Oradea că o mare parte dintre reforme au fost discutate înainte de România sa. Faptul că am inclus reformele în PNR a venit după ce am discutat, ca să ne asigurăm că aceste reforme vor fi făcute, de aceea eu consider că sunt deja. Ar fi un minus dacă domnul Motreanu rămână cu tabăra pe care o are în spate, nu ar vota cu Florin Câțu candidat? Nu, fiecare votează cu cine dorește. Apropo, în rândul liberalilor, care spun că indiferent dacă veți câștiga șefia partidului, nu veți rămâne la Palatul Victoria, pentru că nu va mai avea cine să genereze o majoritate în Parlament care să vă susțină. Ce planuri aveți? Partidul Național Liberal o să fie mult mai puternic după aceste alegeri. Veți vedea că începând cu 26 septembrie lucrurile se vor liniști și asta trebuie să îi asigurăm și pe români, și discuția pe care am cu colegii mei în partid este aceea de a asigura pe români că guvernarea nu are de suferit de pe urma acestei campanii electorale. Guvernarea merge mai departe, rezultatele sunt foarte bune, ați văzut și cifrele, acum facem rectificarea bugetară, care o să fie o rectificare pozitivă. Nu mi-aduc aminte să fi văzut o rectificare pozitivă în ultimii 30 de ani. Cristian Minea spunea că dacă USR Plus pierde un minister, atunci ei vor ieși de la guvernare. Da, nu înțeleg acest comentariu, nu a fost zic nicio discuție să pierdă un minister, avem un protocol deja semnat, deci nu înțeleg. Dar trebuie să nu uităm că și ei sunt în campanie electorală și aceste comentarii putem să le luăm în acest context. Deci există o garanție că dacă dumneavoastră veți câștiga șefia PNL, nu vor fi schimbată, nu va fi schimbată aritmetica guvernamentală? Nu pot eu să schimb aritmetica guvernamentală și asta înseamnă să dăm jos pe guvern, ceea ce nu se va întâmpla. Domnul Barnabu acuză că acest congres influențează negativ reformele, că au fost o bună parte din ele amânate până după congres. Nu acuză nimic, domnul Barna, acesta este cuvântul dumneavoastră. Reformele, în ceea ce privește guvernul, de fiecare dată când au trebuit să fie luate deciziile, le-am luat și le-am dus în Parlament. În Parlament, unde și domnul Barna și grupul USR există, lucrurile cumva nu înaintează. Eu am fost cel care am atras atenția acum o lună de zile. Lucrurile sunt încetinte în Parlament. Vom vedea care soluție. Am spus atunci că s-ar putea să guvernăm prin ordonanțe de urgență să facem reforme, dacă în Parlament nu se mișcă lucrurile foarte bine. Deci ne putem aștepta la ordonanțe de urgență în această vară? Nu e activitate parlamentară? Am dat una pentru problema cu urșii. În spațiul public a apărut un document de la Ministerul Muncii prin care românii ar putea fi încurajați să rămână în activitate după vârsta de pensionare. Stajul de cotizare ar crește cu 50%. Punctajul. Da, am văzut documentul. Există discuții despre încurajare. Cred că punctajul e puțin exagerat. Acolo o să ne uităm. Eu, ca principiu, aș spune că trebuie să fie un fel de stimulare. O să stimulăm progresiv, dacă ar fi ceva. Mai puțin în primul an, mai mult în anii viitori. Dar nu este o decizie luată. Haideți să ne uităm puțin la date, să vedem ce înseamnă asta pentru impactul bugetar și din departe, dar ca principiu să stimulăm oamenii să rămână în câmpul muncii este un principiu ok cu care sunt de acord, dar nu este soluția finală. O să mă duc
văzut ieri la Ministerul de Finanțe discutând despre rectificare. Care au fost concluziile? Concluziile sunt simple deocamdată. Știți foarte bine că în legea bugetului am introdus un articol care spune foarte clar că acele ministere care nu au o execuție foarte bună vor trebui ajustate sumele cu acea cifră. Vă spun că sunt multe ministere unde începem, de fapt, discuția cum trebuie să ajustăm. Cu aceea vedem ce să mai adăugăm. Nu au o execuție bună bugetară. Multe ministere. Ar fi? Multe ministere. De la sala polivalentă vin în contextul în care acolo are loc reuniunea Comitetului de Coordonare, în cadrul căruia va fi aleasă conducerea filialei. Cu alte cuvinte, se duce bătălia pentru șefia PNL în capitală. Candidați sunt Violeta Alexandru, susținută de Ludovic Orban, și Ciprian Ciucu, susținut de Florin Cîțu. Mergem mai departe.